Sau cabinet de studiu. Ce este? Mai vreau un cabinet de studiu. Un cabinet de studiu care să ne pregătească cumva pentru vizita unei părți a muzeului, așa gol cum este el, golit de obiecte și imediat după șantier, pe care avem bucuria să vedem împreună cu Ioana Popescu. Ioana Popescu... Așa, și care ne va povesti, de fapt, toate straturile, cumva vom vedea în prezentare, straturile care se suprapun. Fiind foarte curioasă să văd și care este reacția dumneavoastră, care ați văzut muzeul plin de obiecte, cum îl percepeți acum fără obiecte, oare ar fi curios să ne uităm puțin și pentru virtual, să vedem cum erau sările pe care le vedem înainte. Și poate că Ioana, deci... Eu v-am propune să vedem aceste cele, oricum avem aceste la trei sări, da? Da. Bun, v-am propune să vedem să fie goale și să vă povestesc ce trece mie cu timp. Deci să vedem ce se construiază în mințile voastre, după care vă puteți confrunta cu totul virtual și să aveți surpriza că e cu totul altceva și să v-ați imaginat. Să vă mai eu aș vrea să spun eu două, uite, multă lume de aici o cunoaște pe Ioana Popescu, dar pentru cei care totuși nu o cunosc, Ioana Popescu este etnolog, a fost etnolog și curator de muzeu, a fost membru a echipei conduse de Horia Crenă și Irina Nicolau, încă de la început din anii 90, ceea ce o face unul din puținii privilegiați care a mai văzut odată muzeul acesta gol sau au participat la golirea lui, pentru că el, și asta sper că ne va povesti puțin, el nu era deloc gol în 1990 când l-au preluat, era foarte, foarte plin, l-au golit, au propus o nouă narațiune și aș vrea să vă spun că sunteți într-un moment foarte privilegiat, acum în care puteți să vă imaginați, măcar pentru jumătate de oră, o oră, când ne vom plimba aici, cum ar fi să fiu eu curatorul acestui muzeu, ăsta ar fi exercițiu, ce aș putea eu să văd aici, cu ce narativ, cu ce artefacte aș putea să umplu eu acest spațiu. Este un exercițiu de imaginație, ghidat de Ioana Popescu, care, repet, a făcut deja odată acest exercițiu și sper că o să ne povestească puțin și despre dificultățile de a pune în fapt toate lucrurile pe care ți le poți imagina. Ioana, de unde începem? De aici sau începem din holul de intrare? Sau începem de aici, că suntem portiți. Ok. Începem cu o cămintă din partea directorului nostru administrativ să nu facem fotografii în